Din punctul meu de vedere, singura alternativă pentru o dreaptă reală în România sunteți dumneavoastră. Dar atâta vreme cât între cei puțini cât sunteți mai există și preajbă și nu împăcare, înseamnă că o dreaptă reală în România nu are viitor. Este răspunderea dumneavoastră dacă o puteți crea și eu vă voi susține din toate puterile. Cu tot ce pot eu să fac pentru dumneavoastră. Și îi mulțumesc încă o dată prietenului meu, Horia Dan, că m-a invitat la Cluj. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că m-ați ascultat.